Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și bine m-am găsit la un nou episod și bă, în urmă cu două zile am postat un clip în care am zis că dau un cont la giveaway, un cont destul de mare, am făcut atunci prezentare cu el și de atunci am primit efectiv o grămadă de mesaje, cred că am sute de mesaje, n-am stat să le număr, dar o să vedeți și voi, o să vă las un clip timp ce o să vă explic, o să vă las un clip în dreapta, o să vedeți cam câte mesaje am primit și o să vă las și poze cu câștigătorul. Am primit efectiv sute de mesaje, nu am avut cum să mă uit la toate pentru că sunt o grămadă de mesaje. Uitați-vă puțin doar la prieteni câte mesaje am primit. Deci de la persoane care le aveam la prieteni, efectiv, apoi la cereri mâncava și gura voastră când am intrat la cereri, deci mi-apărea acolo 99 plus și când am intrat sute de mesaje, efectiv, am așteptat două zile să aleg un câștigător și m-am uitat la câteva mesaje, nu știu, cam, cred că asta vreo 10 minute, iar după primesc un mesaj în bară și o să vă las chiar acum screenshot-ul cu acel mesaj și nu știu, m-a atins puțin mesajul ăsta și am zis, ok, cred că el merită să câștige acest cont, n-am mai stat să citesc mesaje pentru că sunt efectiv foarte, foarte multe și probabil acum v-am ajutat să răspund și la o întrebare, adică am răspuns la o întrebare de ce nu răspund eu la mesaje pe Instagram, pentru că mâncava aș gura voastră, uitați puțin câte mesaje primesc și bine, acum a fost chestia asta cu contul și vă dați seama că de aceea am primit atâtea mesaje, în mod normal primesc, nu știu, 20 pe zi, 50 pe zi, depinde de zile, dar bă, dacă eu răspund la o persoană, persoana aceea tot, cum să vă zic eu, tot încearcă să deschide noi subiecte și tot așa, hai să jucăm, hai să, nu știu, dăm iad și tot așa și tot așa. Și nu am cum să răspund la toate persoanele și dacă nu le mai răspund după un timp, zice că le dau simț sau când sunt rău, știți ce zic? Dar nu am cum să răspund la toate mesajele pentru că sunt efectiv foarte, foarte multe. În fine, băieți, am ales câștigătorul. Sper să se bucure cel puțin de contul ăsta acum de Crăciun. M-am bucurat că am putut să fac chestia asta și că am făcut un copil fericit. Și bă, ce pot să vă zic în continuare dacă aveți conturi care nu vă trebuie, conturi mici sau dacă vreți să faceți niște copii fericiți? Bă, dați-mă conturile, mâncava și gura voastră, nu știu, la cineva care știți voi că merită, la un copil care, nu știu, nu are cont. Sau, uite, de exemplu, dacă vă băgați pe cont, nu știu, 1000 de diamante, 10.000 de diamante. Bă, dați și voi, nu vă zic acum să dați gifturi de 1000 de diamante, de 2000. Mă, da, dați-mă pune și 100 de diamante, mă, gestul contează. Dați acolo 100 de diamante gift, nu știu, o cutie pe armă dacă îi dați, mă, poate îi pică permanent sau nu se pică permanent, dar îl faceți fericit, gestul contează, știți ce zic? Dați și voi pentru că, nu știu, pe mine unul mă face fericit când dau un cadou, sincer, când dau un gift sau când dau un cont sau nu contează ce, mă face fericit, nu știu, așa mă simt mai bine. În fine, băieți, că deja mi s-a făcut pielea de câine așa că vă povestesc. În episodul precedent am zis că am pierdut acel cont cu PS3, de aceea nici mai vreau să am alt cont în afară de ăsta, nici cont secundar, nici să mai aud vreodată de conturi. În fine, am explicat acolo ce s-a întâmplat și de ce am pierdut acel cont, dar înainte de a pierde acel cont cu PS3, am apucat să filmez un clip pe el, un clip care l-am filmat acum 2 ore înainte să pierd contul, cu 2 ore înainte de a pierde contul și vreau să vă las în acest episod acea filmare, acel videoclip, un videoclip care l-am filmat la duo, efectiv am vrut să văd cum e un match de duo, bine, vreau să-l fac solo versus duo, dar mi-a dat invite un prieten, în fine, poveste lungă, și am vrut să vă arăt cum arată un match pe PS-uri vechi, dacă primesc LOL-ul când pic knock sau dacă ce se întâmplă efectiv când joc cu un cont veteran, așa că nu o să vă dau foarte multe spoilere, am intrat în match și am filmat tot match-ul, tot ce trebuie, așa că băieți, vizionare plăcută și ce să vă zic, bă, fiți mai buni pentru că vin sărbătorile, ne auzim data viitoare! Bun, băieți, și am revenit aici din avionul ăsta mirobolan și minunat. Bă, m-am îmbrăcat cât de șmecher am putut de pe acest cont și mergem pe pic. Nu știu, Quix-a meu se duce departe pentru că Quix e Grandmaster 4. Ok, abia ce a intrat în Grandmaster 4. Și având în vedere că e ultimul meci de pe acest cont pentru că după urmează să-l vând, bă, m-am decis să mă duc în pic. Bă, oare face un meci frumos, ori nu mai facem. Până la urmă, mă, câți playeri vin, mâncava și cura voastră. Vă dați seama, mă, dacă mă pune acum pe mine un player knock, ce se întâmplă? Adică nu contează că e român, că e arab, că e turc, nu contează ce e, primesc LOL-ul până mor, asta e sigur. Deci noroc de butonul ăla de finish, să-i dea Dumnezeu sănătate celui care a băgat butonul de finish și îmi dau finish mai rapid, că e jale dacă mă pune un player knock. Mamă, ce arme bune, UMP cu XM8, perfect, din prima am găsit niște arme talent, doar că nu am vestă și cască, dar asta le găsim, noi, uite, vestă de unul. Bun, bă, trebuie să joc cu cap meciul ăsta, pentru că e ultimul meci și nu vreau să... Bă, am playeri. Mâncava aș gura, o joc cu cap. Cu cap o joc, băieți, dar nu că dau și la cap, băga piciorul. Da, e clar, băieți, am făcut contul de râs. Am făcut contul de râs, clar. Râdește de mine acum că... Da, talent, nu mai zic nimic, băieți. Am făcut contul de râs. Nu m-am vestă, le-am dat vere tot încărcătorul. Era talent, it's ok. Bun, mai avem aici câțiva playeri. Câțiva mai mulți. Și eu n-am cască și am vestă de unul. Dar având în vedere că e ultimul meci de pe contul ăsta, am tras de m-am... Nu, intră cap, bine.
Vreau să joc cât mai agresiv, așa, tot meciul, dar să joc cu cap pentru că nu vreau să mor. Salut, viața mea. Dar unde ești tu? Salut și ție. Și salut și ție. Perfect. Aha, încă 5 kill-uri așa easy, din prima. Ok, are MP5. Bă, am MP5 maxa pe contul ăsta, nu vreau MP5, că nu știu, nu-mi place. Nu paci nimeni pe 5.000. No, bun băieți, bă, până acum nu știu dacă am primit vreun like, n-am fost atent. Da, bine, că până la urmă sunt niște haine, mă, și cum îi zice, indiferent că ai PES-uri vechi, că nu, până la urmă, armei, știți cum e? Bă, când te omoară unul cu PES-ul 1, parcă ești așa mai, ești frustrat că te-a bătut, știți ce zic? Mai degrabă dacă te bate unul care mai default, așa. Sau nu știu, depinde, unii e oftică că-i bate default, zi, depinde. Când mor, te oftici, indiferent cine te bate, știți ce zic? Adică bine, depinde de situații. 400. Dar nu cred că un player care are PS1 primește musa mai multe like-uri decât un player care n-are PS1, să zic așa, știi ce zic? Adică nu cred, dar acum depinde. Mă, 40 de playeri în viață, bă, 39 de playeri. Domnul, bă, dacă nu mai auziți pe Quix pe fundal, să știți că ăsta așa face. Deci eu când mă joc cu Quix, mereu ăsta vorbește pe fundal. Nu contează că eu nu deschid microfonul tot meciul, el vorbește singur. Dar vorbește acolo, știi ce zic? Talent. Da, bă, bă, trebuie să mergem să căutăm și noi o cască, mai talent, așa că e de 1, bă. Cască de 1 cu vestă de 2. Și mă joc solo versus duo. Talent. Da, bă, pe aici nu văd niciun player. Nicio tentativă de player. Mergem către Bimasaki, băiți. Poate găsesc și eu la drop-ul ăla niște o cască, băieți, a vorbit Gabi, niște o cască. Dacă aș găsi niște o cască, ar fi perfect. Nu se iau niște o cască de acolo sau niște o vestă sau niște gluri. Dacă la gluri se potrivește de la niște o cască vere. Hai să vedem dacă avem și playeri, că nu prea, deci nu știu, am găsit playeri la început de meci și cam atât. Bine, acum vă dați seama cum joc fără stres, pentru că fie că scad, fie că nu, nu-mi pasă, știți ce zic? E ultimul meci de pe contul ăsta, nu-mi pasă, dar vreau să fie un meci frumos. Ok, am găsit și niște cască, am găsit și niște pistol de gluri, talent, îmi place. Avem și românii în meci, din câte văd. Bun, bă, am 3 gluri, dar nu mai avem nici bănuț să-mi iau alte gluri. Da, e ok, mă descurc cu 3 gluri, am și pistolul ăsta de gluri. It's ok. No, bun, hai să mergem pe la Quix. Mama, 30 de player, mă, dar ce-i meciul ăsta, mă, din 30 de player, dar eu nu găsesc player. Uite, are Quix player. Din câte văd. Ca idee, dacă vă întrebați, eu nu l-au văd absolut deloc pe Quix. Deci nu știu ce prostii zice pe acolo, dacă zice ceva, dar eu nu l-aud ca idee. Bă, moare, bă. Bă, moare, bă, săracul. Quix-ule, nu muri, viața mea, că vin. Stai să iau astea, așa. Vin, 300, mamă, 300 până ajung eu, mor de 3 ori. Dar eu să știi că eu încerc să vin, vezi, uite, fugă de rapid pot. Intenția contează. Dacă mori, să știi că n-am bani să-ți dau revive. Ca să te motivezi să trăiești, ok, hai mă că l-a bătut bine, gata. A scăpat, opa, mai are player, mă. A picat noc și a dat finish, mă bănuiesc. It's ok, se descurcă el că e băiat mare, uite glurii, bă. Mamă, dar câți player sunt aici, bă, la Quix? Băi, viața mea, dar tu ai player aici, nu glumă. Ia, hai să putem, băieți, ne băgăm și noi în seamă pe aici. Și așa, m-am plimbat toată mapa, am traversat-o și n-am găsit niciun player. Deci de când am plecat din pic, n-am mai găsit niciun player. A dat cu X-a meu aici de player să-i ajungă. M-am găsit și eu pe aici. Salut, viața, am tras de... Bine, unul noc. Schema, mamă, ce vest are. I-a făcut o schemă acolo frumoasă. Așa. Raule, de ce furi kilo? Mâncați-aș gura ta, Raule. Mamă, dar avea cască cu chip, ați văzut ce puțin de menționat. Mă, mi-a furat kilo, bă, așa-i? Unde e? Mi-a furat kilo, Raul. Da, bă, uite, mi-a furat kilo, bă. Mi-a făcut și eu o schimbă frumoasă lui ăsta. Și mi-a furat kilo. Nimă. Ah, it's ok. Băieți, dacă vă întrebați de ce am numele de vânzare pe contul ăsta,
Pentru că aveam un rename card și nu știam cum să schimb numele, pentru că vreau să-mi pun numele meu, gen pe contul meu înapoi, știi ce zic? Și nu știam cum să-mi pun numele. Și am alt punct de vânzare. Acum proprietarul care o să vină, o să schimbe el numele, vede el cum își pune numele, știi ce zic? Ia din ce avea Raul pe aici. A, nu avea arme, cine știe ce, dar uite, avea ce pe cască, ați văzut? Masca are ce pe cască. Da, bun, hai să dacă sunt... Uite, player în cloc! Noroc că nu m-a văzut când dădea numai în cap. Viața mea vină cu un coace. Să-ți arăt, să-ți arăt un XM8 de level 6. Ia, lua să-ți arăt un MP-ul. Pam, 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 mamă, faci infart. Tot încărcătorul vină cu asta. Mamă, dar chiar că e dat tot încărcătorul, băieți. A făcut infart, s-ar apia, a sărit direct în față. Cum... și cu costumația asta, a sărit direct în față și a dat tot încărcătorul. Ok, ăsta e Grandmaster, bă, din câte știu eu. Nu știu sigur, dar așa știam. Bă, da, am pus pe amândoi în loc. Opa! De unde dai mâncația și gura ta? Mă, de unde dat atât de la etaj? Vezi că dacă mor tu sau eu... Aha, de pe casă dai! Facem glumițe noi! Gata, băieți, nu mai face glumițe. Mamă, am 10 kill, 9 kill-uri deja. Hai că e bine, n-am găsit o player, dar la sfârșit acum am găsit o grămadă. Mamă, ce atașamente am. Nici nu mai schimb armele, băieți, dacă aș găsi o puritoare, poate, da. XM8 ăsta nu vreau să-l mai schimb. Bă, am omorât 9 playeri, dar eu am rămas cu 3 gluri, vere. Dă să iau și eu de aici gluri. Perfect. Și acum hai să mergem în aventură, băieți. Quicks-a mea a dispărut din nou. Uite, am chip-uri pe aici, am de toate meciul ăsta, am găsit de toate. Uite, Quick se bate pe Ionuț. Bravo, mă, Quick-ul, ești pro player. Pro player ești tu. Mai sunt încă 15 player tot cu noi. Îmi dau băieții din guild-ul lui Geo, dar bine, o să ies din guild după meciul ăsta. De la Geo, pentru că... Na, vă dați seama, dacă dau cont, una, nu mai sunt eu pe cont. Vă dați seama. Bravo, bă, bravo, bă, Quick, bă, dă-le. O, ce bate Quick-ul românii. Ia uite-l, bă, ce bate românii cu X, bă! Mamă, că ți-a bătut! Cred că are și el vreo 9 kill-uri ca mine. A făcut ceva kill-uri. Ha, nu, bun, hai să mai găsim player, băieți. Vreau să trec de 10 kill-uri meciul ăsta, dacă tot e... Dacă tot e ultimul meci. De pe acest cont mirobolant. Dar nu știu, sincer să fiu, nu-mi pare rău că mă despart de contul ăsta. Pentru că îmi părea rău dacă, nu știu, dacă pierdeam contul meu, adică dacă nu mai mă jucam pe el și îl vindeam sau așa mai departe. Dar pe contul ăsta n-am nicio treabă, adică dacă, cum îi zice, dacă îl dau, e ok, că oricum nu l-am avut foarte mult timp, adică l-am de, nu știu, de vreo 5 zile, o săptămână maxim. Și nu mă, adică, nu știu, eu n-am fost genul care să joc mereu pentru haine, să am haine veterane pe cont sau să am arme veterane și Quicks moare. Ce faci cu Quicks-ule? Ai dat de belea? Ăsta n-are vestul pe el. Săracu. A, l-am mai putut pe ăsta odată în cloc. I-a dat tot încărcătorul. Mai e player cu X? Nu mai e, ia. Unde ești, viața mea? A, nu mai are, mă, playeri. Mi s-a promis, înseamnă. Bă, dar meciul ăsta a fost o grămadă de playeri. Uitați-mă și pe mine, sunt încă 11 playeri. Bă, cu X-ule, dar tu câți playeri mai ai, mă, viața mea? Aha, ok, e jos acolo. Îl văd, e după gard. Dar mai e unul pe aici. Tu de unde ai tras, mă, urâtule? Trebuie să mai fie unul acasă aici, parcă a tras, nu? Mă, Quicks-ule, dacă nu-i jale cu tine. Are magnet. Care-i tras, mă? Ok, l-a bătut. Hai că m-am învârtit exact ca prost aici. Mai bine mă duceam pe ăla de după gard. Iar l-a bătut pe Ionuț. Uite, am văzut un glu acolo. A, a venit ăla de după gard, mă. Ia vină tu încoace, mă, viața mea. Hai că trebuie să vin în zona. N-ai unde să te duci. Nu știu dacă l-a bătut cu X, dar nu cred că a putut de acolo să-l bată. Unde ești? Mă, unde e ăsta, mă, mâncavaș gura voastră? Trebuie să vină în zonă. M-a prostit. A, la mașina, bă. Stai, 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 nu pleca. Nu pleca, că vin și eu. Unde pleci?
Bă, dar zona e departe, bă, trebuie să am grijă, poate mă în zonă. Da, la sigur moare. Dacă nu moare de zonă, îl ajut eu. Nu-i problemă. Uite, te ajut eu viața mea dacă nu mor de zonă. Dacă nu mor de zonă, mor de XM8, nu-i problemă. Ah, bun, și acum vă trebuie să-i dau în zonă. Mamă, câți playeri mai sunt, bă, nu te cred. Bă, ce-a fost, mă, cu meciul ăsta așa de greu? Adică nu greu, dar... Adică nu a fost chiar așa greu, adică nu știu, ne-am descurcat bine, dar... Meci gen intens, cu foarte mulți playeri. Uitați-vă și eu câți playeri mai sunt în zona asta și nu e o zonă foarte mare. Cu X-ul ăla nu muri, lasă-mă să ajung și eu în zonă. Nu muri. Uite-te la el ce frumos a luat capurile astea. Sărăcuțul de el. Mititerul de el. No, bun, uite, primesc like-uri, bă. Ce înseamnă? A, dar n-am inimioara, mă, să le dau inimioara. N-am inimioara, bă. Băga piciorul. Am tronul, dar nu, că astea sunt detoxic. Zice după aia că le dau în ciudele lor, emoturi, știi ce zic? Așa că nu. Și bă, dacă observați, nu știu, pe vocea mea că se mai obosit sau așa, e din cauza că e foarte târziu când filmez eu acest match, deoarece cumpărătorul acestui cont a zis că ajunge acasă mai târziu și înainte de toate am să bag și eu match. Și sunt puțin mai obosit, n-a luat cap, a luat două capuri, dar are cipe cască. Amândoi a avut cipe cască. Vă la poți să dă și o finish, că dacă nu coboară și de revive. No, a căzut, mă, e de revive. It's ok, no problem. Dă-i revive. A, și-a dat revive cu seringă, mă, ce rotație să știa, bă. Amândoi au cască cu chip, au de toate, uite, cu X mi-a furat kill-o. Bravo cu X, fură kill-o. Bravo cu X, ești șmecher. Erau românii, bă. Unul în casă, unul pe casă. Mișto așa. Unde mai sunt, mă? Mai sunt 3 playeri în zona asta. În ultima zonă mai sunt 3 playeri. Unde sunt ăștia? Nu mă întrebați. Unde sunteți, mă? Uite-o! Sărăcuțul de tine. Săracul de el, cum stătea. No! Ce prost este. Ok, și asta e ultimul player. Hai viața, mai ieși puțin să-ți arăt ceva. E, dar nu vrei să ieși, a? Hai că am tras și eu dacă e. Poate ne bate asta pe amândoi. Poate ne bate, ne-a bătut de da, da, da. Era tot în echipă cu ăla de la Clock, bă. Cu ăla care i-a dat tot încărcătorul de MP, avea aceeași inițială. Na, bun, bă, băieți și fete, bă, cam atât și cu acest match, ultimul match de pe acest cont, am luat plus 29, 5000 damage, mâncava și gura voastră, am avut în total 24 de kill-uri cu Quicks. GG, mă, Quicks, vezi, mă, am primit și eu 2 like-uri pe contul ăsta, mă, dacă eram pe contul meu, primeam peste 10 like-uri. Deci contează puțin și contul. Bine, contează, nu știu, depinde și de numele tău, să te cunoască lumea gen cu numele respectiv. În fine. Na, bun, băieți și fete, bă, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, eu am fost Gabi și până data viitoare, v-am pupat. Ceau, bă!